Și un element nu poate avea două sau mai multe imagini. Și un element nu poate avea două sau mai multe imagini. Și nu știu de ce, dar ca într-un joc, acum, în clipa asta, mi-a venit în minte un lucru și ar vrea să vi-l spun. Mi-aș dori, plecând de la o funcție care realizează o anumită corespondență, cum este cazul nostru, a acestei funcții, care realizează ce corespondență? Lui 1 îi corespunde 3, lui minus 1 îi corespunde 1, lui 1 pe 3 nu-i corespunde nimic. Asta trebuie să nu fie în domeniul de ființe. De aceea noi l-am și scăzut din domeniul de ființe, pe 1 pe 3. Pentru că el, dacă l-aș lăsa în domeniul de ființe, dacă l-aș lăsa pe 1 pe 3, lui nu i-aș putea pune nimic în corespondență și n-ar fi definiția corectă. Deci, uitați ce mă frământă. Aș dori să, plecând de la o anumită funcție, de la o anumită corespondență, aș dori să găsesc o altă funcție care să facă tocmai invers. Lui 3 să-i corespundă 1. Lui 1 să-i corespundă minus 1. Și să întoarcă săgețile. Vreau să plec având o anumită funcție, chiar fără să mă dați. Plecând de la o anumită funcție dată, plecând de la o anumită funcție dată, ce realizează o corespondență, ne propunem să descoperim o altă funcție, ce să realizeze corespondența inversă. Deci îmi propun să descoper o funcție care să schimbe săgețile. Ce să facă noua funcție la care visez eu? Să realizeze următoarea corespondență. Lui 3 se corespundă 1, lui 1 minus 1 și așa mai departe. Să facă tocmai invers drumul. De aceea, noua funcție la care visez eu se va numi inversa funcției. Deci, funcția la care visăm se va numi inversa funcției date. Dacă asta este funcția definită pe el cu valoare 1 pe 3, pe el mai puțin 1 pe 3 cu valoare în el, inversa va face drumul, adică elementelor de aici le va corespunde. Ce face funcția inversă? Schimbă domeniul cu codomeniul. Deci, visăm ce era drept domeniu, dacă schimbăm săgeata aici, va fi, nu? Cu domeniu. Și acesta va deveni, acum ce va deveni? Domeniul de definiție. Întrebarea este, noua funcție, noua corespondență trebuie să fie și a o funcție. Deci trebuie să realizeze care sunt pretențiile funcției. Și am insistat foarte tare, Pleacă tot, deci trebuie să plece tot, poate bine, să nu există un element aici, că dacă întorci săgețile, dacă există un element liber aici, atunci noua corespondență nu mai este funcție. Și ce nu trebuie să se întâmple? Dacă cumva două elemente au aceeași imagine, lucru imposibil într-o funcție. Poți să am două elemente distincte cu aceeași imagine. Când întorci săgețile, ce se va întâmpla dacă va fi o chestie asta? Un element de aici va avea pe urmă câte imagini? Două. Și fals, nu se poate așa. Deci, neapărat, noua funcție trebuie să îndeplinească condițiile de care am vorbit. Să plece tot. Da? Și nu e posibil ca un element să aibă două sau mai multe imagini. Dar ca să nu se întâmple așa, directa trebuie să îndeplinească condițiile. Nu există în codomeniu un element liber. Da? Și să nu cumva două elemente diferite să aibă aceeași imagine. Vă rog să notați. Pentru a rezolva problema, pentru a găsi noua funcție, care să facă care să realizeze corespondența inversă. Deci pentru a rezolva problema, pentru a găsi noua funcție care să realizeze corespondența inversă, trebuie ca funcția directă pe care o avem să îndeplinească două condiții. Funcția directă să îndeplinească două condiții. 1. Să nu existe în codomeniu vreun element liber. Să nu existe în codomeniu vreun element liber. Asta e prima condiție. Pentru că la întoarcere, una din condițiile funcției la ce? Pleacă tot. Și doi, a doua care era? A doua, să nu existe două sau mai multe cu aceeași imagine. Să nu existe două sau mai multe funcții cu aceeași imagine. Pentru că la întoarcere, ce se întâmplă dacă sunt două cu aceeași imagine? Ce se întâmplă? Dacă sunt două cu aceeași imagine, la întoarcere se întâmplă ca un element se plece în două direcții. Aiurea. Nu se poate așa ceva. Deci două condiții importante avem. Să fie totul ocupat, să nu existe vreun element aici, și o a doua condiție, două sau mai multe să nu aibă aceeași imagine. Dar cum putem noi oare să traducem? Cum putem traduce că toate elementele de la sosire să fie ocupate? Deci tot ce este element în codomeniu, fiecare din elemente de codomeniu să fie imaginea elementelor de domeniu. Altfel spus, luându-le pe toate la întrebări, deci luând toate elementele la chestionând toate elementele, pe fiecare din ele să spună așa. Eu 3 sunt imaginea cuiva. Și eu 1 sunt imaginea cuiva. Să nu cumva să găsim un element aici care să nu fie, să nu se socoate drept imaginea unui alt element din domeniu. Ei, astfel de funcții care îndeplinesc o astfel de condiție se numesc funcții surjective. Iată, am ajuns la definirea noțiunii de surjectivitate. Definiție. O funcție f, definită pe a cu valori în b, este surjectivă dacă și mai dacă. Funcție definită pe a cu valori în b este surjectivă dacă și mai dacă. Pe orice y l-am întrebat. Deci oricare ar fi y-ul de unde? Unde se găsesc y-ul? Din b. La fiecare din ei. Să rezulte că există x din a. Să rezulte că există x din a. Asta e foarte important. Să găsim pe x-ul din a. Așa încât y-ul respectiv să fie imaginea acelea. Y-ul să fie egal cu f de x. Păi cum am găsit noi pe 3? Cum l-am găsit pe 3? Ca imaginea lui 1. N-a făcut F de 1. Uitați aici. Ca să-l găsim pe 3, am făcut F de 1. Ca să-l găsim pe 1, facem F de minus 1. Ia uitați cât de clar spune definiția. Deci o funcție surjectivă, dar și mai dacă. La orice Y din codomeniu ne-am oprit, deci la fiecare din ei. Fiecare din ei să-mi spună pentru mine, pentru 3, pentru mine, există X-ul. Există X-ul din A. Cine este X-ul? 1. Încât eu 3 sunt imaginea acelui element 1. Și eu sunt mulțumit. Și eu sunt fericit, spune 1. De ce? Că și pentru mine există un element. Cine este asta? Minus 1. Încât eu sunt socotit imaginea lui minus 1. Eu sunt socotit X-ul, Y-ul acela care este 3, imaginea lui 1. Da? Și la fel, 1 este socotit imaginea lui minus 1. Și mai departe. Iată definiția surjectivității. Așa asta este. Haideți să vedem concret. Oare funcția asta care o avem aici este surjectivă? Deci ne întrebăm. Ca și aplicații. Funcția f definită pe f mai puțin elementul 1 pe 3 cu valorile f având rețeta f de x egal cu 5x plus 1 supra 3x minus 1 este surjectivă? Conform definiției, Trebuie să plec de la legătura Y cu F de X și voi să văd dacă există X-ul. Uitați ce spune, există X-ul. Deci eu iau un Y din codomeniu. De unde dau pe Y? Din Y. Deci fie Y care aparțin lui El și mă întreb, oare există, semn de întrebare, există X-ul din El în afară de 1/3 așa încât Y să fie egal cu F de X? Echivalent cu. Plec de la relația Y egal cu F de X. Și spun, Y este egal cu 5X supra 3X minus 1. Și asta este o relație în care X-ul este necunoscut. În clipa de față relația asta, Y este cunoscut, ca și cum ar fi fost Y-ul 3. Și eu caut ca imagine pe cine? Pe... să văd dacă îl găsesc pe 1. Deci din relația asta, aduc la același numitor și necunoscuta este X. Y-ul este tab. Și vine Y pe lângă 3X minus 1 egal cu 5X plus 1, echivalent cu 3XY minus 5X, tot ce cu X-ul în stânga, ca și cum ar fi ecuație necunoscuta X, minus 5X, este egal cu 1 plus Y. Ceea ce înseamnă aici? Deodată scot pe X și de aici rezultă că X-ul ar fi egal, cred că observați, 1 plus Y supra 1 plus Y, totul supra 3Y minus 5. 3Y minus 5. Acesta este X-ul. Există X-ul tot timpul? Există X? Întrebare. Când există X-ul? X-ul de ce formă este? Ca o fracție. Când există fracția? Deci există X dacă și numai dacă există fracția 1 plus Y supra 3Y minus 5. Și când există fracția? Dacă și numai dacă 3Y minus 5 diferit de 0. Asta înseamnă că Y diferit de 5/3. Deci Y nu are voie să fie 5/3. Iată că Y-ul egal cu 5/3 este un Y din codomeniu de aici trist. Deci 5/3 este un Y care stă în codomeniu supărat. Că pentru el nu se găsește niciun X încât să fie făcut cu imagine. Și într-o astfel de situație, dacă nu se găsește, nu putem spune că funcția este surjectivă. Deci se văd foarte clar. Cum pentru Y egal cu 5/3. Pentru Y egal cu 5/3. Nu există X. Astfel încât 5/3 să fie imaginea acelui X. Spunem că funcția mai sus definită nu este surjectivă. Nu este surjectivă funcția. Nefiind surjectivă, hai să o facem surjectivă. Știți cum o facem surjectivă? O facem surjectivă dacă renunțăm din codomeniul acesta supărat. Deci dăm de o parte din codomeniu pe cine? Pe 5/3. Și o să spun acum. F definită pe F minus elementul 1/3 cu valori în el, în afară de ăsta supărat, că unul singur a găsit supărat, care este ăsta? 5/3. Am dat și eu rețetă. F de X egal cu cine? Cu aceea rețetă. 5X plus 1 supra cât? 3X minus 1. Asta, acum, așa cum apare ea, aceasta, este surjectivă. Acum, cum apare, este surjectivă. Pentru că cel care l-a supărat, l-a scos din codomeniu. Pe 5/3 l-a dat deoparte. Și acum funcția a făcut-o surjectivă. Deci, vă rog să fiți atenți, că noi avem un obiectiv, un singur lucru. Vrem să schimbăm săgețile. Dacă schimbăm săgețile, trebuie să ne asigurăm ca să nu cumva una din cele două condiții să nu fie îndeplinită. E vorba să plece tot. Și la schimbarea săgeților se întâmplă ca 15 lei asta să rămână fără imagine la întoarcere. De aceea am cerut ca funcția să fie surjectivă. Deci una din condiții este surjectivitatea pe care trebuie să o îndeplinească funcția directă. Surjectivitate. Bun. Ce trebuia să se mai întâmple? Trebuia să se mai întâmple să nu cumva să fie două elemente distincte cu aceeași imagine. Ei, condiția asta, să două elemente distincte să nu aibă aceeași imagine, se numește injectivitate. Adică, injectivitatea ar suna X diferiți, Y diferiți. Cum ar fi la noi? Unul e diferit de minus 1, imaginile 3 și 1 diferite. Deci, o altă condiție pe care trebuie să o luăm în calcul este aceea de injectivitate. Deci, definiția injectivității. O funcție E, definită pe A, cu valori în B, este injectivă dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. La X diferiți corespund imagini diferite. Dacă și numai dacă. Oricare ar fi perete X1 diferită de X2, oricare ar fi două valori X1 diferite de X2, să rezulte că imaginile F de X1 diferite F de X2. Deci F de X1 și F de X2 sunt imaginile. Sunt, cum ar fi în cazul nostru, F de X1 3, respectiv 1. Iar X1 și X2 sunt ca și exemplu cât ar fi acolo. 1 și minus 1. Deci la valori distincte, la argumente distincte, se corespunde imagini distincte. Păi, noi o să plecăm cu ei. O, dar dacă sunt aici mulți de X, dacă sunt aici mulți de X, deci dacă sunt, cum e cazul la noi, în domeniul de ființe că sunt, sunt o infinitate de elemente. Adică trebuie să luăm toate elementele diferite. X1 diferit de X2, constatăm, imaginile diferite, bun. Alți X, iar că sunt imaginile, dar nu terminăm niciodată X-ul ăsta. Deci așa, cu definiția asta, îmi pare foarte greu. Că spune așa, la toate peretele diferite, dar la noi, că, cum este funcția? El fi definită pe cine? Pe el, mai puțin elementul 1 pe 3, cu valori în el, mai puțin elementul 1 pe 5. Așa cum am socotit-o noi, 5 pe 3. De acord să mă ajutați să nu greșesc. Așa cum am luat-o, funcția asta trebuie să văd dacă este sau nu injectivă. Pentru chestia asta trebuie să iau toate perechile, două câte două din domeniu, dar fiind o infinitate când se determină, niciodată. Așa încât definiția directă nu prea e la îndemână. Există o definiție mai o duală acestea. De la logica matematică și voi vă amintiți. P implică Q, este echivalent non-Q implică non-P. Deci, ori P implică Q, o propoziție, iar ca valoare de adevăr, tabla adevărului, este echivalent cu non-Q. Non-Q, non-Q înseamnă F de X1 egal pe F de X2, implică non-P, implică X1 egal cu X2. Deci, hai să vă amintesc. P implică Q, de la logica matematică, este echivalent, din punct de vedere a tablei de adevăr, cu non-Q, Q barat, implică P barat. Q barat implică P barat. Și acum să vedem și noi. Q barat la noi este negația acesteia. Negația înseamnă egal. Și P barat înseamnă asta. Și să dăm definiția 2. Definiția 2 a injectivității. F definită pe A cu valori în B este injectivă dacă și numai dacă. Din F de X1 egal cu F de X2 reiese că X1 egal cu X2. Rezultă că X1 egal cu X2. Deci la ce? La X, la F de X1 egal cu F de X2 se învălește neapărat X1 egal cu X2. Să facem noi F de X1. F de X1 în cadrul exercițiului nostru este cine? Cât este? F de X1 este 5X1 Mă ajutați, da? 5x1 plus 1. 3x1 minus 1. Iar f de x2, f de x2 înseamnă 5x2 plus 1 supra 3x2 minus 1. Din astea două egală zure, vom avea 5x1 plus 1 supra 3x1 minus 1 egal cu 5x2 plus 1 supra 3x2 minus 1, echivalent cu, aduc la același numitor și vine 5x1 plus 1 pe lângă 3x2 minus 1 egal cu 5x2 plus 1 pe lângă 3x1 minus 1 echivalent cu, desfac acolo, 15x1x2 minus 5x1 plus 3x2 minus 1 egal cu 15x1x2 minus 5x2 plus 3x1 minus 1. Observați, 15 minus 1 cu minus 1. De aici rezultă că 5x1 și cu minus 3x1 din minus 8x1 minus 8x1 egal cu minus 8x2. Adică x1 egal cu x2. Exact ce îmi dorea meu. Deci lucrând, mi-a ieșit x1 egal cu x2. Dar numai în această variantă să mai fie și o altă alternativă. Am plecat de la f de x1 egal cu f de x2 și mi-a ieșit, da, uitați-vă, deci am plecat de la f de x1 egal cu f de x2 și lucrând mi-a ieșit că x1 egal cu x2. Asta înseamnă că f este injectivă. F este injectivă. Despre funcția de mai sus am spus că este și surjectivă. Da? F este... Să mai am o dată. Deci funcția f definită pe el. Mai puțin elementul. 1 pe 3. Cu valori în el. Mai puțin elementul. 5 pe 3. Având legea aceea care ați și văzut-o la început, f de x egal cu 5x plus 1. 5x plus 1 supra 3x minus 1. F este surjectivă. F este injectivă. Este surjectivă. Este injectivă. Adică surjectivă înseamnă sosirea ocupantă. Toți y sunt ocupați. Injectivă. Nu se întâmplă două cu aceeași imagine. Asta înseamnă că f este bijectivă. Bijectivă. Fiind funcție bijectivă, poți să întorci săgețile. Deci rezultă că există f la minus 1. Există f la minus 1 definită pe cine? Inversa. Schimbă domeniul cu domeniul. Pe r mai puțin 5 pe 3. Cu valori în el, mai puțin, 1 pe 3. Aceasta este funcția inversă. Știu, în clipa de față, la funcția inversă, domeniul, codomeniul, dar nu știu rețeta. Aș vrea să găsesc și rețeta care îți fac corespondența. Ei, rețeta. Unde? De unde se ia rețeta? Rețeta face tocmai invers. Lui y îi corespunde x-ul. Aici este rețeta. Asta e secretul. De la momentul când am arătat surjectivitatea. Vă rog să vă întoarceți și vedeți în căiețelul vostru că aveți x egal cu 1 plus y și 3y minus 5. Deci, de la surjectivitate, avem x egal, ați găsit x egal cu cine? 1 plus y, totul supra 3y minus 5. Asta va fi și rețeta invers. F la minus 1 ar trebui în y. Că acum corespondența o să face lui y îi corespunde x. Deci f la minus 1 de y este egal cu 1 plus y supra 3y minus 5. Am și rețeta invers. Vreau să vă fac să credeți că ceea ce am făcut aici, ceea ce am lucrat aici este corect. Vreau să vă dovedesc acest lucru. Iată cum. Haideți să vedem prin funcția directă. Prin funcția directă noi am stabilit că lui 1 prin legea directă lui 1 îi corespunde cât? 3. Avem decât 5 ori 9, 5, 1, 6 supra 2 și face 3. Am emoții acum. Ar trebui ce să facă legea inversă? Ce trebuie să facă? Lui 3 să-i corespundă 1. Asta s-a întâmplat prin funcția inversă. Prin funcția directă, prin funcția inversă, prin f la minus 1 trebuie să întâmple așa. Să fac și eu. F la minus 1 de 3, vă rog să mă credeți că am emoții adevărat, cu adevărat emoții, că dacă nu se întâmplă așa, înseamnă că tot ce am vorbit e fără rost. F la minus 1 de 3 egal cu 1 plus 3 egal cu 1 plus 3 supra 3 ori 1, 3 ori 1, 3, da? 3 ori 1, minus 5. 3 ori 3, sigur că da. 3 ori 3, minus 5. Aveam emoții, de așa. M-am uitat, de ce nu mersă? 1 și cu 3 fac 4, supra 9 minus 5, 4. 4 pe 4 face 1. Extraordinar! Am admis. Într-adevăr, prin funcția inversă, lui 3 corespunde 1. E corect. Am lucrat bine. Hai să mai încerc încă ceva. Încă un element. Avem acolo. Lui minus 1. Lui minus 1 îi corespunde prin funcția directă 1. Și acum, prin inversă, ar trebui să îi corespundă minus 1. Să facem și noi aici. F la minus 1 de 1 egal cu, din nou emoții, cât face? 1 plus 1, 2, supra? Minus 2. Minus 1. Într-adevăr, așa se întâmplă. Mă credeți că am lucrat bine? Da. Deci perechile, mai întâi, perechea care era corespondența? 1, 3, acum este 3, 1. A fost minus 1, 1, acum e 1, minus 1. Deci, într-adevăr, am stat corect. Să mă revăd odată. Interesantă chestia asta. N-am avut ce face. N-am avut ce face și ne-am pus următoarea problemă. Că dată fiind o funcție, care nu e altceva decât cine? O corespondență, mi-am dorit să schimb săgețile. Adică, ce mi-am dorit? Să găsesc o altă funcție care să facă drumul invers. Cum se numește acea funcție? Funcție inversă. Noua funcție trebuie să fie, să deplească condițiile funcției. Să plece tot și să nu cumva să se întâmple ca un element să plece în două direcții. Dar asta se poate întâmpla dacă funcția directă are în codomeniu toate elementele mulțumite. Adică funcția este cum? Ca să fie elemente mulțumite, să fie surjectivă. Și să fie și injectivă. Să nu cumva să fie două distincte cu aceeași imagine. Adică ele sunt distincte, existenți, imagini distincte. Deci funcția directă care o am la dispoziție să fie și surjectivă și injectivă. Adică, într-un cuvânt, bijectivă. Deci, care funcții pot fi inversate? Numai funcțiile care sunt și surjective și injective. Adică, bijective. Vă să notați chestia asta. Numai funcțiile bijective se poate găsi, numai funcțiilor bijective se poate găsi invers. Numai funcțiilor bijective se poate găsi invers. Deci funcțiile bijective sunt inversabile, patru minte, da? Funcțiile bijective sunt inversabile. Funcțiile bijective sunt inversabile. Și acum aș dori să trecem în revistă perechi de funcții inversabile. Notați. Perechi de funcții inversabile întâlnite în școală. perechi de funcții inversabile pe care le-ați întâlnit în școală. Perechi de funcții inversabile pe care le-ați întâlnit. Care ar fi? Cine își amintește o pereche de funcții inversabile? Chiar în clasa 9. Funcția putere cu funcția radicală. Da? Deci funcții în paralel socotite, puterea cu funcția radicală. Deci funcția putere, da? Și funcția radicală. Funcția putere cu funcția radicală. Aici. Pentru funcția putere este vorba de funcția f de x care z, f de x egal cu x la n. X la puterea n. Asta e funcția putere. F este definită pe el cu valori în el. Deci definită pe el cu valori în el. Până seama așa. Și poate n-ar fi rău să studiem câteva situații particulare. Mi-aș propune să studiem pentru n par și pentru n impar. Pentru n par, n egal cu 2. Ar fi funcția f de x egal cu x pătrat. Funcția putere de x egal cu x pătrat. Știți dumneavoastră, să punem problema acum. Dacă este inversabil asta. F de x egal cu x pătrat. Mai întâi dacă este surjectivă. Păi, mai întâi să punem problema surjectivității, da? Mă întreb, f inversabilă, adică f bijectivă, adică f este surjectivă și f este injectivă, iată cele două probleme de stămânim. Deci pentru a vorbi din inversă, trebuie să încot problema surjectivității și injectivității. Și surjectivitatea cum era? La definiție. Definiție. F surjectivă, dacă și numai dacă, oricare ar fi y din codomeniu, din el, da? Y din el, să rezulte, să vedem dacă există x din el, așa încât y egal cu de x. Și cum plecam? Plecam de la y egal cu f de x, de la egalitate. Și zici, y egal cu f de x, echivalent, y egal cu x pătrat. Necunoscută este x acum. Oare ecuația x pătrat egal cu y? Deci ecuația x pătrat egal cu y are soluții în el totdeauna, indiferent de y? Are soluții în el? Indiferent ce y pune aici? Numai y pozitiv. Că dacă am să iau. Deci dacă y-ul este mai mic ca 0, adică dacă spun x pătrat egal cu minus 5, nu există x real. Deci nu există x real. Nu există. Rădăcini sunt complexe aici. Păi ceva la pătrat egal cu minus 5 se poate? Nu. Iată că sunt destui y în codomeniu. Destui y în codomeniu care... Pentru care nu găsim imagini. Deci dacă iau y și negativ, niciunul nu are imagini. Ce fel de y trebuie să iau? Mai pozitiv. Adică trebuie să spun că aici imagini sunt de unde? De la 0 la plus infinit. Deci vom spune f de x egal cu x pătrat. Cu f definită pe el, cu valori în el, nu este surjectivă. Deoarece pentru y și negativ nu găsim. Dar dacă este socot așa, f de x egal cu x pătrat, f de x egal cu x pătrat, cu f definită pe el cu valori de la 0 închis la plus infinit. Ce părere aveți acum este? Da. Da. că întotdeauna orice număr la pătrat face număr pozitiv. Da? Deci am soluții. Acum este surjectivă. Este subiectivă așa asta. Iată că ar trebui să insist și să spun așa cum era definită funcția f de x egal cu x pătrat, devenită pe el cu valorier, nu este surjectiv. Ci numai că, dacă y se opune de unde? De la 0 încolo. Numai de la 0 încolo. Aș vrea să insist un pic și mai mult, să vă arăt și grafic cum stau lucrurile. Cred că putem trasa graficul funcției f de x egal cu x pătrat. Ia să vedem cum trasăm graficul lui f de x egal cu x pătrat. Când x-ul este 0, y-ul este 0. Deci, primul punct este 0, 0. Când x-ul este 1, 1 la pătrat, 1. Deci, iată cel de-al doilea punct. Când x-ul este 2, 2 la pătrat, 1, 2, 3, 4. Când x-ul este minus 1, y-ul este cât? Minus 1 la pătrat, 1. Iată două valori distincte cu același y. Când x-ul este minus 2, la minus 2 cât am să am, poftim? La minus 2 am să am plus 4. Iată o mișcare continuă a crede, acesta este grafic. Graficul înseamnă toate perechile X și Y pe care le găsim ca și puncte, absolut toate perechile. Noi am avut doar câteva puncte trecute aici. Dar dacă dăm toți X și din zona 0,1, vom găsi Y și corespunzător. Și la fel X și din... Chiar așa. Care e imaginea intervalului între 1 și 2? Imaginea intervalului între 1 și 2, adică Y care apare. Când X-ul este 1, imaginea cât este? Imaginea lui 1. Când X-ul este 2, imaginea cât este? Când X și se află între 1 și 2, Y vor fi situați totdeauna între 1 și 4. Deci imaginea prin funcția F a intervalului 1, 2, este intervalul 1, 4. Chiar să zicem și noi. Imaginea int a funcției F pentru intervalul 1, 2, este intervalul 1, 4. Vă rog să-mi spuneți care este imaginea prin funcția f a intervalului minus 2, minus 1. Imaginea prin funcția f a intervalului minus 2, minus 1. Tot 1, 4 este. Că la minus 1 este 1 și la minus 2 este 4. Deci tot 1, 4. Și acum, atenție! Vă rog să-mi spuneți care este imaginea prin funcția f a intervalului minus 1, 1. A intervalului minus 1, 1. 0, 1. Așa. Deci minus 1, 1 bate, y bate în zona 0 și 1. 0, 1. E vorba de mulțimea Y-celor care apar în perioada asta. Cât X se mișcă în zona minus 1, 1, în toată perioada asta Y, doar aici îi vedem. Între 0 și 1. De aceea imaginea intervalului minus 1, 1 este intervalul care 0, 1. Spuneți-mi care este imaginea intervalului minus 1, 2. Im de F pentru 1, minus 1, 2. Este? La minus 1 este 1, dar din păcate în timpul ăsta sunt și X care au ca imagine pe 0 din interval. Deci imaginea este 0, 4. Cât timp X vin aici, imagine Y sunt în zona 0, 4. Așa. Și acum să insistăm. Funcția era definită pe R, vă rog să fiți atenți, pe R cu valori liniere. Și din ceea ce am făcut noi, am constatat că funcția astfel definită de x egal cu x pătrat nu ar fi surjectivă. De ce? Pentru că sunt niște y în codomeniu, niște y aici, y negativi, pentru care nu găsim x. Și am dat ca exemplu. Dacă iau x pătrat egal cu minus 5, nu am niciun x real. Radicale minus 5 nu există, da? Numere reale, ci este un număr complex. Ei bine, cum aș putea asta să o remarc? Ia uitați-vă, pe la y de pe aici, pe la y de la minus infinit până la 0, pentru y-ul ăsta, bunoară, minus 2, există oare vreun x? Nu. Nu. Că duc în paralel așa, nu taie graficul. Dar pentru x-ul egal cu 1, pentru y egal cu 1, ce se întâmplă? Pentru y ăsta egal cu 1, pentru el, pentru 1, sunt x și încât 1 să fie socotit imagine? Care sunt x și încât? E vorba de x-ul minus 1 și respectiv 1. Dar pe la 4, dacă duc, pe la y egal cu 4, sunt 2, dar două valoare ale lui x. E vorba de minus 2 și 2. În concluzie, putem pune la punct și o definiție grafică. Când o funcție este surjectivă? O funcție este surjectivă când, ducând paralele la axa x-ilor, prin y din codomeniu, paralela asta să taie graficul măcar într-un punct. Că în clipa în care îl taie, înseamnă că am măcar un x. Că în definiție, ce spuneam în definiție? Pe la fiecare y când mă opresc, la fiecare y să rezulte că există x-ul. Și x-ul acela există în momentul în care graficul, paralelea graficul funcției. Așa, cât y egal cu x. Deci, puteți să dăm definiția grafică. Definiție grafică a surjectivității. Da? Definiție grafică a surjectivității. Este definită pe A cu valori în B surjectivă. Surjectivă. Când? Chiar am pierdut din... Când este surjectivă? Dacă și numai dacă... Așa, dacă și numai dacă orice paralel am duce la axa x-ilor. Pe unde să o ducem paralel? Prin y din codomeniu, da. Prin y din codomeniu. Dacă și numai dacă orice paralel am duce la axa x-ilor prin y din codomeniu, să taie graficul funcției, să taie graficul funcției în cel puțin un punct. Cel puțin un punct. Și vă rog să spuneți. Din păcate, dacă ducem paralela, pentru exemplul nostru, dacă ducem paralela prin y, de unde situați? Prin y de la minus infinit la 0, prin y de la minus infinit la 0, pe aici paralela nu taie graficul în niciun punct. De aceea trebuie să socotim restricție. Y-ul unde se luăm acum? Y-ul să nu ne mai dăm voie să vină de la minus infinit la plus infinit. Și de la 0 doar la plus infinit. Și spuneți, f definită pe r cu valoare. F definită pe r cu valoare în 0 plus infinit. Având legea f de x egal cu x pătrat, este, ce fel de funcție este, în mod sigur? Este surjectivă. Este surjectivă. Această funcție este surjectivă. De ce? Pentru că paralela adusă prin codomeniu, adică de unde sunt, care vine codomeniu? De la 0 încolo. Deci paralela de la 0 încolo, care e graficul? În cel puțin un punct. Nu există nicio situație de la un y pe care, iată, se duc paralela și să nu taie graficul în niciun punct. Nu există situația asta. De ce? Funcția este surjectivă. Hai să ne amintim injectivitatea. Ce cerea injectivitatea? Injectivitatea cerea ca să nu existe 2 de x cu aceeași imagine. Ce părere aveți? Există o situație de asta cu 2 de x care are cu același y? Da. Iată la noi. Avem minus 1, 1. 2 și 2. Minus 2 și 2. Și apoi mai sunt mulți. Mulți y. Care sunt? Am impresia că toți y-ii ia o dată, dar după paralela, în câte puncte taie graficul? două. Înseamnă că pentru fiecare Y de aici există câte două imagini. Deci puteți să notați. Definiție grafică a injectivității. Definiție grafică a injectivității. O funcție definită pe A cu valorii B este injectivă dacă și numai dacă paralela la axa x-ilor dusă prin punctele codomeniului, taie graficul în câte puncte? În cel mult un punct. Să nu taie în două grijale. Două sau mai multe. Taie graficul funcției în cel mult două puncte. În cel mult un punct. Da. În cel mult un punct. Vă rog să-mi spuneți acum. Funcția mai sus definită este injectivă? Așa cum o spunem noi, definită pe el, cu valorile 0 plus infinit. Nu este injectivă. Vă rog să spuneți, f de x egal cu x pătrat. F definită pe el, cu valori unde? În 0 plus infinit. Nu este injectivă. Și spuneți de ce. Paralela tale în câte? În două puncte. În Y. Paralela taie paralela axa Y, da? Prin Y și din codomeniu taie în două puncte. Există pentru fiecare Y câte două valori ale lui X. Dar spuneți-mă acum, aș putea gândi o restricție injectivă? Deci se dau de Y-lor ce valori? De la 0 la... Deci X-ul se spune așa, nu vă dați libertatea să mergeți voi de la un capăt la altul, de la minus infinit la plus infinit. Să le spun o dată, veniți de la minus infinit până la 0 și atunci am luat anul asta. Sau altă dată, de la 0 la plus infinit și am cea de-a doua ramă. Deci hai să spunem acum, F1 definită pe minus infinit 0 cu valori în 0 plus infinit și F2 definită pe 0 închis plus infinit cu valori în 0 închis plus infinit sunt restricții, cele două sunt restricții și surjective. Surjectivitatea s-a păstrat. Că dați 0 încolo, da. Y. Sunt restricții și surjective și injective. Sunt restricții surjective și injective. Adică sunt restricții bijective. Dacă sunt restricții bijective, ce înseamnă? Sunt inversabile. Deci rezultă, există F1 la minus 1, care e definită pe cine e F1 la minus 1? Schimbă domeniul cu domeniu, pe 0 plus infinit, cu valori în minus infinit 0, și F2 la minus 1, definită pe 0 plus infinit, 0 plus infinit, cu valori în 0 plus infinit. Acestea sunt cele două restricții bijective. Dar să le găsesc și legile. Că nu mă mulțumesc numai să găsesc... Ce să găsesc? Domeniul și codomeniul. Ce mă interesează și rețeta. Rețeta o găsesc la surjectivitate. De la x pătrat egal cu y. Deci plec de la x pătrat egal cu y și atunci asta are două soluții. x1, 2. Și vine x1, 2 egal cu plus minus radical din Y. Iată că rețetele sunt două, pentru că am două funcții aici. Una este cu plus radical din Y și alta este cu minus radical din Y. Pe care să o dau la prima și pe care la a doua. Plusul jos, pentru că imaginile directe sunt pozitive, și minusul la cea de sus, când imaginile sunt negative. Deci vom avea F1 la minus 1 de x absolut din x egal cu radicalul din x cu minus radical din x cu minus, așa am spus că dăm cu, pe cea cu minus și F2 de X egal cu radical din X. Superb momentul. Superb. Iată cum am găsit inversele pentru funcția F de X egal cu X pătrat. Pentru funcția putere, inversele cine sunt? Cine sunt? Funcția, iată, două funcții radicale. Da? Pentru că am două restricții. Radical din X și minus radical din X. Dacă privesc doar una din restricții, inversa funcției care e funcție putere, este funcția radicală. Iată cum stau perechi. Nu m-am străduit deloc, n-am făcut decât să vă arăt că totul curge natural. Ce trebuie să înțelegeți foarte bine? Că nu e o întâmplare. Nu e o întâmplare matematica asta așa. Lucrurile sunt foarte bine legate. Nu întâmplător am vorbit de funcția directă și invers. Pentru că ceea ce face funcția putere, legătura care o face, inversa face tocmai înapoi. Haideți să vedeți că așa este. Să vă conving că nu. Credeți-mă, nu vă mint. Nu vă mint, vă și dovedesc. Iată situații concrete. Deci dacă luăm așa, prin funcția puterii, F de X egal cu X pătrat. Asta e X-ul care l-am luat. F definită pe cine am zis-o noi? Pe minus infinit. E una de restricții. F definită pe minus infinit. Da, 0. Cu valori în 0 plus infinit. Și nu fac altceva decât să iau un element de aici, din zona asta. Deci până la minus 2. Lui minus 2 prin funcția F, ce pune în corespondență lui minus 2? Minus 2 la pătrat? 4. Asta prin funcția F. Prin funcția inversă, asta a fost F1. F1 la minus 1, care e definită pe cine? Pe 0 plus infinit, cu valori unde? În minus infinit, 0. Cu rețeta F2 la minus 1 de X egal cu minus radical din X. Păi să fac și eu. Radical din 4, cât face radical din 4? 2. Minus 2. Deci în funcție invers, 4 este adus. Unde este adus? În minus 2. Deci directa face corespondența cele care am vorbit, inversa face drumul înapoi. Deci ele lucrează foarte clar, cum să spunem, mână în mână. Ce face funcția directă, inversa schimbă săgețile, corespondența o realizează invers. Deci funcția putere realizează o corespondență, funcția inversă face drumul înapoi. Asta este situația între funcția putere și funcția care? Funcția radicală. Am luat exemplu X pătrat. Merită să rețineți totdeauna că nu degeaba la funcția inversă, fie la prima, fie la a doua, domeniul de ființă este numărul 0 plus infinit. Nu degeaba toți insistă. Ori de câte ori aveți un radical, funcția inversă este radical. Ori de câte ori aveți un radical de ordin par, trebuie să spuneți condiția ce subradical în mod pozitiv. Nu întâmplător este. Deci, care-i motivul? Când apare așa, F de X egal, să spunem, cu radical din 3X minus modul din X plus 5 supra 4X plus modul din minus X plus 3. Ori de câte ori vedeți legea asta, sesizând că aveți un radical de ordin par, 2, uitați-vă, domenii ființe la funcția F de X egal cu X pătrat, inversa radical de ordin 2, domeniul de ființe este 0 plus infinit. Deci ce este subradical, expresia asta, adică argumentul funcției, trebuie să fie un mod pozitiv. Și punem imediat condiția. Ce condiții îi punem imediat? 3x minus modul din x plus 5 totul supra 4x minus modul din minus x plus 3 mai mare egal decât 0. Dar, insist, încă e fracția asta. Tot ce la numitor, 4x minus modul din minus x plus 3 diferit de 0. Acestea sunt condiții impuse, care rezolvate ne vor conduce la mulțimea valorilor pe care X-ul poate să ne parcurgă. Mulțimea valorilor pe care X-ul o poate parcurge. Deci, în felul ăsta, voi descoperi domeniul de definiție și voi spune X, el fi definită pe ce voi găsi de aici, cu valori și cu asta am stabilit domeniul de definiție. O altă pereche de funcții, în afară de putere și radical, dar poate nu n-aș pleca foarte rapid, până când nu punem foarte bine la punct chestiunea asta. Funcția radicală de ordin par, care este inversa puterii, am spus că are domeniul de definiție totdeauna numai numere pozitive. Asta înseamnă că radicalul de ordin par există numai din numere pozitive. Deci, urgent, dacă vedeți un radical indice 2, 4, 6, 8, veți spuneți tot ce e sub radical mai mare egal decât 0. Că și 0 poate să fie, uitați că e 0 închis. Mai mare egal decât 0. Dar dacă radicalul e... Dar dacă e vorba de funcția puterii x la a treia, x la a cincea. Funcția puterii x la a treia, x la a cincea, x la a șaptea, are ca inversă pe radical, tot așa, și radicalul din indice 3, 5, 7, datorită de faptul că funcția asta, x la a treia, este bijectivă și am să insist un pic să vă trasez graficul funcției. Insist încă, pentru că vreau să punem la punct completă ideile. Deci dacă am funcția f de x egal cu x la a treia, funcția putere cu exponent impar, haideți să trasăm graficul, când acum am descoperit că mult mai repede mă pronunț în legătură cu extensa inversei când construiesc graficul funcției și când x-ul e 0, y este 0, deci imaginea lui 0 este 0, prima pereche 0, 0, apoi când x-ul este 1, când x-ul e 1, 1, 1, tot 1, y e 1, când x-ul e 2, 2 la a treia, 8, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Când x-ul e minus 1, y este minus 1. Când x-ul e minus 2, y este minus 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și iată cum arată graficul. Sigur că nu am pretenția că am trasat foarte riguros, n-am respectat unități de măsură. Deci cam așa arată graficul. Nu ne oprim aici, ci... Nu? Ei, el fi definită, el definită pe el cu valoare în el. Cubica. Așa se numește graficul, da? Cubica, x la 3. Vreau să vă spun, este funcția asta surjectivă mai întâi. Pentru surjectivitate ar trebui ca să dovezi paralela dusă prin axa Y-ilor, să tai măcar într-o funcție. Este surjectivă. Ori lumea a treia, dar și injectivă este. Că tai într-un punct cel mai bun. Deci este bijectivă. Deodată spunem. Deci funcția el definită pe el, valoarea de el, având așa, este bijectivă. Asta înseamnă că există inversa, f la minus 1 definită, schimbă domeniu cu codomeniu, definită pe el cu valori în el. Da? Schimbă domeniu cu codomeniu, dar schimbă el cu el. Același lucru este. Și rețeta f la minus 1 de x egal cu radical indice 3 din x. Asta este. E funcția radicală. Inversă. Radical indice 3 din x. Concluzie. Dar radicalul de ordine impar. Mai pun vă o chestie. Uitați că el există tot din el. Adică are rost să zic radical din 27. Cât este radical din 27? 3. Radical din 3 din 27. 3. Dar radical din 3 din minus 27. Minus 3. Deci radicalul de ordine impar 3, 5, 7, există și din numere pozitive și din numere negative. Pentru că radicalul de ordin par există numai din numere de care? Numai din numere pozitive. Vă rog să notați acest lucru. Observație foarte importantă. funcțiile putere, virgulă, radical, funcțiile putere și radical, sunt inverse una alteia. Sunt inverse una alteia. Asta e clar. Ele sunt o pereche, una e socodită inversă a celelalte. Dacă studiezi radicalul, inversa radicalului este putere. Și a doua chestiune care merită, radicalul de ordin par există numai din numere pozitive. Numai din numere pozitive, radical de ordin par există numai din numere pozitive și imaginea prin funcția radicală de ordin par și imaginea prin funcția de radical de ordin par este tot un număr pozitiv. Ia uitați, aici am definit pe 0 plus infinit cu valori de 0 plus infinit. Așa că ori de câte ori vedeți un radical de ordin par, puneți condiția care am impus-o și eu, aceea că tot ce sunt radical să fie un număr pozitiv. Iar valoarea radicalului tot un număr pozitiv. Niciodată imaginea printr-un radical de ordin par, imaginea nu poate să fie un număr negativ, ci tot un număr pozitiv. Adăugați, radicalii de ordin impar există din orice fel de numere reale. Radicalii de ordin impar există din orice fel de numere. Și din numere pozitive și din numere negative. Nu punem nicio condiție. Deci nu punem nicio condiție. Deci radicale de ordin impar există și de numere pozitive și de numere negative. Din orice fel de numere. Din orice fel de numere reale. De aceea nu punem nicio condiție. Iată, dacă vă indic următoarea funcție. Fie funcția e de x, cum vă spuneam de foarte multe ori, indic numai rețeta. E de x egal cu radical din 3x minus 1 supra 5x plus 2 plus 2 radical din indice 3 din 4x minus 1 supra x plus 2. Vă rog să răspundeți ce condiții impun pentru existența acestei funcții. Pentru a stabili domeniul de ființe. Deci punem 3x minus 1 supra 5x plus 2 mai mare egal decât 0. 5x plus 2 să fie diferit de 0. Și doar atât, x plus 2 diferit de 0. Nu mai punem toată asta să fie mai mare ca 0, că indicele radical este data asta 3. Și doar x plus 2 diferit de 0. Acestea sunt condițiile care, rezolvate, mă vor conduce spre stabilirea domeniului de ființe. Asta am vrut să insist foarte tare, ca să vă fie limpede. Nu-i întâmplător. Nu așa i-a venit unea anumite. Hai să, pentru radicale de ordin par, hai să punem niște condiții și pentru celelalte nu. Pentru voi, până acum, a existat așa. Dacă spune profesorul așa, așa facem. Dar nu este fără motiv. Profesorul a spus-o și el în baza unui raționament. Raționamentul este acesta, că funcția putere și radical sunt una inversă a celelalte și că inversa radicală de ordin par există numai din, are ca domeniu de ființe numai numere pozitive. Păi dacă da, argumentul său este limpede, trebuie să fie un număr pozitiv. Tot ce e subradical trebuie să fie un număr pozitiv. Și mergem mai departe o altă pereche de funcții pe care îmi place să vă propun acum și să încercăm să o studiem. Care credeți că e pereche? Funcția exponențială și funcția logaritmică. Să notăm. Deci, noua pereche pe care încercăm să o studiem acum este aceasta. Funcția exponențială și funcția logaritmică. Funcția exponențială și logaritmică. vorba de, hai să luăm funcția, una dintre ele, să o socotim drept funcție inversă. E vorba de funcția f de x egal cu a la x. Cu a mai mare ca 0 și a diferit de 1. Că dacă a lui 1, am aici funcția 1 la orice putere, este o funcție cu 1 tot timpul. Deci aceea spun a mai mare ca 0 la diferit de 1. Pentru început, vă propun să vedem repede graful funcției f de x, un exemplu concret. De exemplu, f de x egal cu 2 la x. Deci aș dori să văd graful funcției f de x egal cu 2 la x. Asta reușim foarte repede. Nu mai construim tabelul de valori, merg deodată cu trasarea graficului. Când x-ul este 0, 2 la 0, 1. Când x-ul 0, 2 la 0, 1. Când x-ul este 1, 2 la 1-a, 2. Da? 2 la 1-a, 2. Parametru. Când x-ul e 2, 4, 3, 4. Iată, acesta, când x-ul este minus 1, minus 1, 2 la minus 1 face 1 pe 2. Când x-ul e minus 2, 1 pe 4. Aproximativ graficul cam așa se comportă, cam asta este forma graficului. Din ce în ce se apropie mai mult, graficul, știți bine, este asimptotic față de asa x-lor. Are tendința, cu cât x se duc spre minus infinit, graficul se apropie din ce în ce mai mult de asa x-lor. Da? Așa. Acesta este f de x egal cu 2 la x. Bine. Să vedem din ce am spus. Nu am dat suficient aici. Haideți să spunem. Am dat numai legea, da? Ce trebuie să indic? Domnul definiție. Sigur că a fost incomplet. F definită pe el. Pe el. Să zic 0 plus infinit odată. De ce 0 plus infinit? Pentru că eu nu am ingreci în zona asta. E definită pe el cu valori în 0 deschis plus infinit. Ei, spuneți-mi dacă funcția asta este în clipa de față bijetivă. Da. Uitați paralela prin codomeniu, că oriunde duc de la 0 încolo, taie graficul cât de puncte? Într-un punct și numai 1. Deci, hai să spunem așa. F de x egal cu 2 la x. Cu f definită pe el cu valori de la 0 deschis la plus infinit. F este bijectivă chiar. Este și subiectivă și injectivă. Bijectivă. Asta înseamnă, dacă și subiectivă și injectivă, de ce este bijectivă? Înseamnă că există f la minus 1 definită pe cine f la minus 1? Schimbă domeniu cu codomeniu. Sigur că da. 0 plus infinit cu valori în el. Extraordinar. Inversa. Există inversa, nu ca pe discuții. Care are domeniu de la 0 încolo. Să o numim cumva. Și-au hotărât matematicienii să o numească într-un fel inversa. Și-au numit o logaritm. Deci inversa asta, au zis logaritm care în baza A, care bate în baza cu, mă refer la funcția a la x. Definită pe 0 plus infinit cu valori în el. Deci domeniul de definiție a logaritmului este mulțimea numerelor strict pozitive. Când zic logaritm din ceva, expresia aceea trebuie să fie un număr strict pozitiv. De aceea, dacă veți vedea f de x egal cu, dacă cumva întâlniți f de x egal cu logaritm în baza 5x plus 1 supra 3x plus 2 din argumentul 4x minus 1 supra 7x plus 2, dacă vedeți așa ceva, aveți numai rețetă acum. Ăsta este aurul. Aurul de la putere despre care am spus că e mai mare ca 0 putere de 1. Deci punem repede. Aurul 5x plus 1 supra 3x plus 2 mai mare ca 0, apoi 5x plus 1 supra 3x plus 2 diferit de 1, baza mai mare ca 0 diferit de 1, și încă timp de a fracție 3x plus 2 diferit de 0, și încă argumentul său foarte important, argumentul 4x minus 1 supra 7x plus 2 mai mare strict de pe 0, și încă asta fiind fracție 7x plus 2 diferit de 0. Acestea sunt condițiile impuse pentru existența logaritmului. Nu cuiva e trecut așa întâmplător prin minte să solicite atâtea condiții pentru existența logaritmului. Nu. Pentru că funcția exponențială este inversabilă, așa cum am gândit-o aici. Inversa schimbă domeniul cu domeniu. Am convenit ca inversa să o numească într-un fel logaritmul. Da? Logaritm. Și au acela îi au de la exponențială mai mare ca 0 diferit de 1. Și argumentul său la logaritm, iată, argumentul strict mai mare ca 0. Argumentul, în cazul de față, este 4x minus 1 supra 7x plus 2, care trebuie să fie strict mai mare ca 0. Iată, de aici vin condițiile impuse. Trebuie să prindeți foarte bine treaba asta, pentru că altfel, repet, nu aveți șanse vreodată să stabiliți cum trebuie și se întâmplă ca voi să memorați niște lucruri și azi le-ați memorat la logaritm pun. Baza mai mare ca 0, diferit de 1, argument mai mare ca 0. Și nemai exersând o bucată de vreme, tu le-ai memorat pur și simplu, dar nu știi cum. Aici se spui mai mare ca 0 strict sau și egal. Sau zici și egal cu 0, sau știu, spune niște lucruri acolo. Dar dacă înțelegi bine că logaritmul este inversa funcției exponențiale, iată una inversa celelalte, de fapt trebuie să priviți și invers. Dacă studiați logaritmul, inversa logaritmului va fi cine? Funcția exponențială. Și acum haideți să vedem câteva lucruri despre ce înseamnă chiar aranjarea perechilor pentru inversă. Deci ar dori acum să studiem aici inversa chiar pe același sistem de axe. Chiar pe același sistem. Ceea ce aveți acum trasat aici nu e altceva decât cine? 2 la x. Așa. Deci funcția f de x egal cu 2 la x. F definită pe cine? Definită pe r cu valori unde? Definită pe r cu valori în 0 plus infinit. Și am spus că inversa f la minus 1, cum o să zicem? F la minus 1 de x, care este logaritm în baza a din x. Logaritm în baza a din x. Logaritmul este definit pe 0 plus infinit cu valori în r. Dar ce bază să pun aici? Fiindcă eu vreau să văd inversa chiar a lui 2 la x. Logaritm baza 2. Deci de data asta vreau să văd chiar logaritm baza 2. Și haideți să vedem pentru funcția directă cum se întâmplă. Pentru funcția directă x, 2 la x, valorile pe care le-am găsit au fost 0 îi corespunde 1, imaginea prin funcția 2 la x, 2 la 0. 2 la 0 este 1. Lui 1 i-am pus în corespondență prin 2 la x, 2. Lui 2 i-am pus în corespondență 4. Lui 3 i-am pus în corespondență ce? 8. Lui 1 pe 2. Lui 1 pe 2 ce am pus în corespondență? I-am pus... lui minus 1. Lui minus 1 singur că da. Arătați-vă, atenție mult să nu greșesc. Lui minus 1 i-am pus în corespondență 1 pe 2. Iată, clasează pe 1 pe 2 în stânga lui 0, nu? Observați, vă oboseala spune cuvântul. Voi sunteți mai proaspeți decât mine. Sper să nu mă lăsați să greșesc. Lui minus 2, 1 pe 4. și lui minus 3, 1 pe 8. Și așa mai departe. Toate perechile, dacă vreți. Acum, prin inversă, prin funcția locală, trebuie să se întâmple invers. Lui 1 se corespunde 0, lui 2 se corespunde 1. Deci, dacă facem tabelul de valori pentru funcția logaritmică, x-ul, de unde ia valori x-ul acum? De la 0, neapără numai de la 0. N-are voie la logaritm. Decât la 0, până la 0, la plus infinit. Și aici să spunem logaritm în baza 2 din x. Lui 1 îi se pune 0. Adică logaritm în baza 2 din 1 este 0. Iată prima proprietate. Da? Deci 1. Logaritm în baza 2 din 1 egal cu 0. Logaritm în baza 2 din 1 este 0. Și știți că logaritm baza, orice bază din 1 este 0. De ce? Pentru că 2 la 0 este invers. 2 la 0 face 1. Deci pentru că, iată în paranteză, 2 la puterea 0 face 1. Apoi, lui 2 se pune în corespondență ce? Conform a ceea ce am spus, lui 2 corespunde 1. Adică ar însemna logaritm în baza 2 din 2 egal cu 1. Pentru că 2 la 1 face 2. Așa se traduce un logaritm. 2 la puterea 1 egal cu 2. Apoi, lui 4, 3. Lui 4. E bine, nu? Da. Lui 4 îi corespune 2. De ce? Pentru că logaritmul în baza 2, hai să scriu undeva, nu ne scriu ca și proprietate, să te vedem, logaritmul în baza 2 din 4 este 2, pe motiv că 2 la 2 egal cu 4. Am înțeles că exact așa, aceste perechi își schimbă, dacă vreți să vedeți, nu? Corespondența se realizează de jos în sus acum. Așa mi-am și spus. Haideți să trecem perechile acestea. Perechea este 1, 0. Când x-ul e 1, y este 0. X-ul e 1, y e 0 aici. Când x-ul e 2. Când x-ul e 2, y cu cât este? Când x-ul este 2, y este 1. Când x-ul este 4. Deci 3. 4, y este 2. Apoi, când x-ul este 1 pe 2, n-am mai luat eu. Când x-ul este 1 pe 2 aici, cât este imaginea lui 1 pe 2? Minus 1. Când x 1 pe 2, y este minus 1. Când x-ul e 1 pe 4, y este minus 2. Ia uitați cam cum arată graficul funcției. Ceea ce am construit acum este logaritmul în baza 2 din x. Ceea ce am construit este logaritmul în baza 2 din x. Ia uitați. Unde găsesc graficul? Doar pentru x, de unde începem? De la 0 la plus infinit. Numai aici. Deci x și n-au voie să fie și numere negative. Că nu există logaritm de un număr negativ. Iar graficul, așa cum și vedeți, se prezintă. Păi este un lucru interesant. Ia să ducem prima bisectoare așa. Și vă rog să vă închipuiți că aș avea tabla ca și o foaie de tip de-a voastră și încerc să... Da, grafic se suprapun. Dacă în doi după prima bisectoare, cele două grafice se suprapun. Care ar fi observația? Graficul funcției drepte și a funcției inverse sunt unul inversul celuilalt. Sunt simetrice față de prima bisectoare. Notați. Graficele funcției directe și a funcției inverse sunt inverse față de prima bisectoare. Sunt simetrice față de ce am mai spus, că am zis. Sunt simetrice față de prima bisectoare. Așa e corect. În clipa în care vă gândeți la altceva, sigur că spun și trăsnit. Aveți grijă să mă corectați. De aceea facem lecția împreună. Așa, dacă aș face de unul singur, n-am avea nicio farme, nu? Prezența voastră înseamnă un control riguros. Ca să nu scapă o greșeală. Și eu mă vizui pe sprijinul vostru. Îmi propunem acum să vedem care sunt proprietățile logaritmilor. Proprietățile logaritmilor. Care sunt proprietăți? 1. Logaritm în baza a din a face 1. Da? Logaritmul în baza a din a face 1. Indiferent ce bază. 2, 2, 3, 3, n-am nicio bază. Minus 2, minus 2, e posibil? Logaritmul baza minus 2 din minus 2? Sigur că da. Nu mă lăsați cum trăznăi. Nu e posibil. Numai de numere pozitive. 2, 3. Logaritmul în baza a. 2. 2. A. Logaritmul în baza a din unghiul 1 egal cu 0. 3. Logaritm în baza a din a ori b dintr-un produs egal cu logaritm din a mare plus logaritm în baza a din b mare. Cu a și b pozitive. A mai mare ca 0, b mai mare ca 0, că altfel n-ar avea rost. Aici și produsul poate să fie pozitiv. Dacă am două sunt negative, face pozitiv și el există, dar pe unul individual aici nu mai există. Deci de ce am vrut să spun a și b pozitive? Apoi 4. Logaritm în baza a din a supra b. Logaritm în baza a din a mare minus logaritm în baza mic din b mare. Logaritmul unei fracții, diferența logaritmilor. Dacă a și b-ul de 8 sunt pozitive, acești chestii. 5. Logaritm în baza a din a mare la puterea c egal cu c logaritm în baza a din a mare. 5, 6. Logaritm în baza a din radical inicial din a mare face 1 pe n logaritm în baza a din a mare. Toate astea se demonstrează, nu e nicio problemă, că e tocmai invers de la putere, da? Toate lucrurile se trată pe niște chestiuni de la proprietățile puterilor. Deci am zis 6, 7. Hai să vă dau una, să văd dacă o știți și dacă sunteți de acord cu ea. Logaritm în baza a din a mare egal cu logaritm în baza a la c din a mare la c. Am ridicat și baza și argumentul la aceeași putere. Sunteți surprinși de asta, n-ați auzit, nu? Da, este o chestie asemănătoare. Dacă notez un Y asta, deci înseamnă că zic la IEC am egalitatea aceea. Deci, uitați-vă, dacă zic logaritm în baza a din a mare egal cu un Y, asta s-ar traduce a la Y, a la Y egal cu a mare. Și acum, dacă ridicam ambii membri la puterea C, înseamnă a la y orice, a la c totul la y, când permisă, că c ori e egal cu y orice, egal cu a la c. Dar asta nu înseamnă că y este logaritm în baza a la c din a mare la c. Că, ia uitați, este ceva a la y egal cu asta. Înseamnă că e tocmai y-ul de aici, dacă logaritmezi. Deci este o proprietate foarte clară. E o șmecherie foarte des folosită în edifiții, pentru că ridici, în loc să treci în nu știu ce bază, acolo ridici baza și argumentul la o putere. Dar poți să ridici la 1 pe 2. Ca și mai extrage radical dintr-o anumită. Deci merge foarte, foarte elegant în multe situații. Am să vă propun acum un exercițiu care să vă convingă de valabilitatea acestei formule. 7, 8, 8. Hai să vă dau logaritm. Nu. A la logaritm în baza A din X egal cu X. A la logaritm în baza A din X egal cu X. Sunteți de acord cu asta? Nu prea sunteți. A la logaritm baza A din X egal cu X. Pare fi stichii chestia asta. O știați sau nu o știați? Unul e o știați, alții nu. Hai să vedem așa. Păi, să fie adevărat asta, logaritm baza A din B, știu că e egal cu C. Cum se traduce asta? Logaritm baza A din B egal cu C înseamnă A la C. A la C egal cu B. Dar îmi spuneți voi dacă eu greșesc cu ceva. Logaritm baza A din B egal cu logaritm baza A din B. Nu e adevărat de chestia asta? Păi nu este așa, nu o scris de două. Logaritm baza A din B egal cu logaritm baza A din B. Gata? Păi asta, hai să ne închipuim că asta ar fi C. Ar fi C-ul de aici. Ce înseamnă A la toată minunea asta. Deci A la logaritm în baza A din B egal cu B. B. Păi vine A la C egal cu B. Și acum vine A la, în loc de C, am pus toată chestia asta. A la logaritm baza din B egal cu B. Și asta e completată. A la logaritm baza din B egal cu B. Foarte des folosită. Sunt ieșiții. Iată, o pantă la o integrală. Dacă vi se dă așa. Să zicem așa. Să se afle primitive din 2 la puterea logaritm în baza 2 din x plus 1 totul denunțit cu x pătrat plus 2 de x. O zici, domne, v-ați tâmpit ce are, dar ce grea este. Dar ce grea este asta. Îți vine să lași să fugi. Spune, așa ceva n-am făcut niciodată. Iată, n-am făcut niciodată, este life motivul la care voi apelați foarte des. Așa ceva nu pot să fac, că n-am făcut niciodată. Dar asta este poanta de care am vorbit. Logaritm 2 la logaritm baza 2 din x plus 1 face tocmai x plus 1. Și asta este egal mai departe cu primitivă din x plus 1 pe lângă x pătrat plus 2 de x. Înmulțiți acolo și integrați o polinom, o banalitate. În faza asta, cum e dat aici, dispare. Dar dacă știi că asta e de fapt cine este 2 la logaritm baza 2 de x plus 1 este tocmai x plus 1, n-ai niciun motiv să te sperii. Iată că capcană poate să-ți fie întinsă, nu? Există posibilitatea să-ți întindă capcană ca să te scoată din mână. Sau să se rezolve ecuația, să se rezolve ecuația 5 la puterea logaritm în baza 5 din x plus 1 egal cu, să spunem, egal cu x plus 2, zic și eu, cu 2x plus 1. Asta nu e altceva decât x plus 1. X plus 1 egal cu 2x plus 1. Și asta înseamnă că x egal cu 0. Nu, nu, x egal cu 0. O banalitate. Dar să te prinzi de poantă. Că este 5 la logaritm baza 5 din x plus 1 acolo. Din clipa în care ați descoperit aceste lucruri, sigur că ceva lumină s-a făcut în mintea voastră și acum ați descoperit că merită tot efortul să prindeți lucrurile de jos, de la bază, pentru că altfel nu se întâmplă ceea ce vi se întâmplă vouă foarte frecvent, să încercați să prindeți niște informații. Ele nu se integrează deloc în cunoștințele pe care le aveți. Azi le-ați învățat, mâine le-ați uitat. Azi le-ați învățat, mâine le-ați uitat. Memorați câte ceva, uitați a doua zi. Și este o luptă imensă pe care o dați tot timpul cu voi înși vă în dorința de a pătrunde în adâncuri, cu ghilimele de rigoare. Care adâncuri pentru voi înseamnă, ce spuneam mai de la începutul lecției, adâncuri înseamnă foarte la suprafață. Eu trebuie să vă mărturisesc că cu cât vă veți da seama de nivelul la care vă aflați voi în tentativa asta de cunoaștere, cu atât veți fi mai respectoși și veți înțelege că trebuie muncit mai mult și veți înțelege că voi nu faceți altceva decât să faceți primii pași în cunoaștere, pe cum copilul mic, da, primii pași, și să încercați să descoperiți ceea ce este de foarte multă vreme descoperit. De aceea, cei care sunt vârf de lance într-un domeniu sau altul, n-are importanță ce domeniu. Mă gândesc sportiv, știu foarte bine să respecte pe cei care muncesc. Voi, de regulă, neavând șansa să vă duceți într-un domeniu cât de cât, să parcurgeți câțiva pași și să vă dați seama ce înseamnă munca asta și ce înseamnă ce efort imens se depune pentru a pătrunde în zonele acestea mai greu accesibile, priviți totul cu foarte multă, cum să spun, superficialitate. De multe ori spuneți, ca mine nu-i nimeni, o, Doamne, cum, cât de mic ești, extraordinar de mic. Și totuși, deodată, necunoscând niciun domeniu cât de cât, ți se pare că tu ești deja pe o poziție foarte bună. De fapt, există pentru adolescenți un pericol foarte, foarte mare, acela al automulțumirii. Și dacă ați citit poezia lui Vlahuță către fiica sa, Vlahuță se adresează fiicei sale când ea avea doar 17 ani, când a împlinit 17 ani, și spune: să fii aspre cu tine și indulgentă cât se poate cu toți cei din jurul tău. Aspre cu tine.